Declarațiile democrat-liberalilor dâmbovițeni care vor să dezgroape secura războiului în Consiliul Județean nu îi sperie pe socia liberali. Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean, a declarat că avertismentul dat de Marina Antonescu nu îl îngrijorează, afirmând că mod sigur va găsi susținere pentru proiectele propuse, chiar și în tabăra adversă. Nu mă îngrijorează că mă bazez pe consilierii USL. Sunt convins că și cei din Partidul Poporului vor sprijini demersurile noastre care sunt corecte. După cum sunt convins că mă va sprijini și domnul Mihai Trifan. Așa mi-a spus mie într-o discuție, că mă va sprijini în Consiliul Județean. Și sigur că eu i-am spus, domnule Trifan, s-ar putea să se dea cei din PDL afară. Și dânsul mi-a spus, nu mă vor putea da afară, că n-au majoritatea de 18.